A devenit o tradiție ca în ultimele zile de toamnă liceenii din Orhei să organizeze balul bobocilor. Cu emoții, dar și cu dăruire de sine, elevii au participat la toate probele concursului, iar cei mai buni au fost premiați cu un bilet la teatru. Bobocii din liceele orașului Orhei s-au pregătit minuțios pentru balul bobocilor 2011. Anul acesta, trei licee din oraș au organizat un eveniment comun în sala Palatului de Cultură. Sala a fost arhiplină de spectatori și bobocii au trăit emoții deosebite. În această seară am invitat reprezentanții liceelor din orașul Orhei, instituțiilor de învățământ, să vină să ne creeze o seară foarte frumoasă, să participe la un concurs. În anul acesta participă trei licee, Liceul Teoretic Ion Luca Caragiale, Liceul Alecu Rousseau și Liceul Onisifor Ghibu. În acest an avem 5 probe foarte interesante, sunt foarte mulți concurenți, foarte mulți spectatori, ne bucurăm pentru acest fapt. În cele 5 probe, perechile de bobocei au demonstrat cunoștințele și talentele cu care au pășit treapta liceală. Bobocii, în primul rând, pot schimba viața a noastră, atât a noastră, cât și a liceului, cât și a țării, fiindcă ei sunt viitorul țării. Ei ne fac viața mai frumoasă, mai distractivă. Și la urmă, bobocii fac mag-mag sau crea-crea. Tensiunea e destul de mare și ne simțim foarte bucuroși că am terminat deja de amăstinetele toate noastre și ne simțim destul de bine. De-amă vom vedea ce rezultate vom avea. Îmi pare foarte bine că participăm la un astfel de concurs. E bine să se facă astfel de concursuri pentru că ne dezvoltăm mult și imaginația și talentele pe care le avem. Pentru a câștiga trebuie să-și dea suflet și inima, trebuie să facă tot ce pot. Sala mare a Palatului de Cultură din Orhei a fost arhiplină de susținători. Ei au venit să încurajeze pe cei ce le reprezintă liceul, dar nu au lipsit și criticile. S-au pregătit foarte bine, mi-au plăcut. Le susțin cu toată clasa. Fiecare are echipa sa care are multă valoare. Mi-a plăcut proba neașteptată când le-a dat să cânte, însă mi se pare că juriul nu a făcut foarte cinstit. Cred că nu trebuie să bați și talent politic, nu știu, trebuie să fie mai interesant, dar toți nu era interesant când îi priveau. Potrivit organizatorilor concursului, acesta este al doilea an când se organizează balul bobocilor între liceele orașului. Pentru participare, perechile de bobocei au primit bilete la Teatrul de Operă și Balet din Chișinău. Ecaterina Țurcan, Ioana Apostol, de la Orhei, fiți la curent!